aceștia au fost, într-adevăr, europeni adevărați. Sunt oameni care nu au fost nici autohtoniști, naționaliști, mai departe, nici cosmopoliți, pe de altă parte. Deci au evitat aceste extreme și au reușit să sintetizeze lucrurile. Cum am ajuns în contact cu ei? Foarte curios. La secțiile de limbi străine, situația era așa, că erau băieți foarte puțini și fete foarte multe. La engleză, cred că eram 4-5 băieți și vreo 20-25 de fete. La franceză era asemănător. Cam la toate limbile străine, cam asta era situația. Bun. Printre acești băieți, printre care mă număram și eu, era și un băiat originar din Cluj, Rosie Rossmann, al cărui tată murise la Auschwitz, și care ajunsese la Cluj să cunoască un număr dintre membrii cercului literar. Aceștia, între timp, se mutaseră cu toții, sau aproape toți, la București, în măsura în care nu erau la pușcărie. Așa. Deci veniseră la București. Prin Rosie i-am cunoscut pe întâi pe Negoițescu, apoi pe Doinaș și apoi treptat pe alții din acest grup și am fost cumva adoptat. Aproape că am devenit un fel de membru junior așa sau un cumva atașat, auxiliar al cercului respectiv în felul acesta. Rosie a plecat apoi în Germania, el suferea și de o boală foarte serioasă și am impresia că a decedat prematur, dar în orice caz n-a terminat facultatea, ci a plecat cu familia sa în Germania. Vă mai întrebasem care a fost influența pe care i-au jucat-o la dumneavoastră? Ce ați simțit din legăturile cu ei că a contat cel mai mult pentru dumneavoastră? Categoric, cunoașterea lui Lovinescu și cunoașterea lui Blaga. Nu ca pe nicio îndoială. Dacă de la Vianu am luat cursuri și am ajuns să-l cunosc direct, evident, Lovinescu încetase din viață. Blaga era la Cluj și nu prea se mișca de acolo, era ținut locului, așa. Sigur, aș fi putut eu să mă duc la Cluj, dar nu cred că aveam nici bani, nici inițiativă suficientă pentru una ca asta. De altfel, și el a murit în 1961. Așa, însă, acești oameni îi cunoscuseră și fuseseră influențați adânc de gândirea lor, de concepțiile lor și așa mai departe. Deci, elementul Lovinescu și elementul Blaga au venit pe această filieră. Printre cărți și printre oameni, domnule Nemoianu, există și ispite, și primejdii, și tentații. Unele dintre ele ne pot corupe. Cum le rezistăm și mai ales cum putem evita ca ele să ne ducă la ratare? Dumnezeu știe, e foarte greu de răspuns la întrebarea asta. De multe ori e pur și simplu bunul simț. Uite, spuneam că am crescut printre biblioteci, am avut norocul să cresc printre biblioteci mari și bogate, atât ale bunicilor mei, cât și ale părinților mei. Bun. În biblioteca asta tatălui meu am dat peste una din cărțile cele mai indezirabile a lui Emil Cioran, Schimbarea la față a României. Și cum citeam tot, am luat-o și pe asta și ia să vedem să o citesc, vedem cu tare. Aveam atunci poate
16 ani sau ceva de felul ăsta. E bine, mie mi s-a părut, așa la 16 ani, fără să știu nimic despre politică, despre asta, mie mi s-a părut că asta e o nebunie. Ce spune asta aici, domnule? Asta e neserios. Deci ce vorbește el? Cum? Deci n-a existat niciun fel de ispită. N-a fost, vedeți, foarte multă lume, inclusiv prieteni și oameni tineri, sunt influențați sau se simt atrași de către Nae Ionescu, de către discipolii lui Nae Ionescu. Niciodată n-am avut această singura figură de, într-adevăr, conservatoare de acest fel, care m-a influențat și la care continui să țin foarte mult, este Aurel C. Popovici, bănățean de origine de altfel, așa, și care în teoriile lui, dar mai ales în concepțiile lui despre federalism, mi-a plăcut extrem de mult și continuă să îmi placă, continui să-l respect foarte mult. Deci vreau să spun că în ce privește tentația, de multe ori, în ce privește ispita, de multe ori este bunul simț personal, unu, și doi, este impactul altor lecturi în care constituie ele câte o matrice, în care bună oară de timpuriu mi-a plăcut foarte mult Goethe. Ei bine, Goethe pe care l-am considerat, l-am divinizat. Bun. Și atunci, sigur că în momentul în care îți plăcea foarte mult Goethe, nu puteau să-ți placă o seamă de autori sau imaginalizai în mintea ta. Ați vorbit de noroc. Cât hazard, cât destin, câtă voință autoformativă este în această geneza unei personalități. Vă întreb asta pentru că la un moment dat dumneavoastră povestiți despre faptul că păreați să fiți destinat a fi medic. Aș fi dat examen la de medicină. Întâmplarea sau destinul v-a dus în altă parte. Contează toate lucrurile astea, adică serendipitatea are un rol în orice viață umană și consecințele neprevăzute. Vrei să faci un anumit lucru și nu îl faci. De exemplu, pentru că ați pomenit asta cu engleză. Eu am dat examen la medicină și n-am intrat la o diferență de 2-3% sau 3-4%. S-a aflat cumva, cum se află în România lucrurile astea, că facultatea sau ministerul au făcut o incorectitudine, au primit oameni cu medii mai mici, la care părinții au fost foarte indignați, practic au făcut un fel de manifestații la minister și așa mai departe. Ministerul puțin speriat, mai ales că asta se petrecea, deci în toamna la 1956, asta era perioada Revoluției din Ungaria și n-avea chef să se petreacă ceva de felul ăsta și în România, au spus, domne, bine, pe toți cei care au avut media sub asta și până la media celor primiți în mod incorrect, le dăm posibilitatea, nu putem să-i primim la medicină, dar le dăm posibilitatea să opteze între 7-8 facultăți. Și țin minte că eu mă apucasem să dau niște lecții particulare în vremea aia și eram cu un băiat din clasa a 5-a, așa, și îl pregăteam așa la toate materiile, că băiatul nu era prea bun la școală. Și primesc un telefon de la mama mea și spune, uite, ai opțiunile astea și în șir mai multe. Pe mine nu mă interesa nimic din toate lucrurile alea, dar mi-am spus așa, se numărau printre ele germana și engleza.
Zic, uite, germană știu suficient de bine, engleză, deci ce am făcut la liceu, totuși ce ar fi să intru la engleză, să mă întăresc pe engleza și pe urmă, la toamnă, îi abandonez și îi dau la comerțul exterior. Asta a fost ideea mea în momentul respectiv. L-am răspuns destul de prompt, continuându-mă apoi lecțiile cu băiatul respectiv, cu Liviu Oprescu, care a murit prematur, era un băiat, a lucrat la televiziune, un băiat foarte simpatic. Da, ulterior, nu atunci, în clasa 5. Bun. Și a lucrat la televiziune. Și am rămas prieten, un băiat foarte simpatic, însă, cum spun, a murit la sub 40 de ani sau așa ceva, în jur de 40 de ani. Și deci am intrat la engleză. Am dat, asta era prin, să zicem, noiembrie, început de decembrie. Am dat examenele cam prin ianuarie și, fără nicio pregătire specială, am luat notă maximă. Mi-a plăcut în continuare și am rămas la engleză. Părinții, familia, mă presaseră în prealabil, adică spuneau așa, domnule, la filozofie, mă scuzați, domnule rector, nu se poate face nimic, acolo e dezastru. Așa se spunea în vremea respectivă, sau asta era părerea familiei respective, sau la sociologie, la lucruri de felul ăsta. Limbi străine, nu are rost să intri, că aia sunt facultăți de fete. Deci, nu are rost să dai examen acolo. Și atunci rămâneau la alegere Politehnica și Medicina. La Politehnică eu nu eram prea tare la matematică, făceam față, eram de fapt bun, luam note bune la școală, în liceu, dar nu aveam nicio atracție deosebită pentru fizico-matematice. Și atunci rămăsese Medicina în picioare, care nici aia nu-mi plăcea, dar asta era presiunea familiei. Momentul în care m-am trezit însă la engleză și luând note foarte bune și plăcând de lucrurile care se făceau acolo, am rămas student acolo și am studiat literatura și așa mai departe. Ați început să și scrieți. Și de-abia la sfârșit, cred că în ultimul an am început să public. De scris, da. M-am apucat eu să scriu diferite aiureli, așa, pentru mine, dar... În viața fiecare dintre noi, domnule Nemoianu, între multe alte întâmplări și momente importante, există două care, cred că, după aceea ne direcționează întreaga existență. Mai întâi este momentul în care fiecare dobândește conștiința de sine și începe să exploreze lumea din lăuntru, care e la fel de palpitantă și de plină de surprize ca și lumea din afară, ba poate chiar mai incitantă și mai palpitantă. Și al doilea moment este acela în care această conștiință se transformă în conștiință morală, făcând distinția între bine și rău. Sunt difuze în bioia asta aceste două momente sau există întâmplări care se leagă de ele? Sunt difuze. Trebuie să vă spun că eu, care la ora actuală sau în ultimii 20-30 de ani, totuși m-am preocupat sau m-am apropiat de religie, în familie nu exista niciun fel de atmosferă religioasă. Deși bunici, străbunici fuseseră preoți sau apropiați de religie, dar în familie tatăl meu era, să zicem, în cel mai bun caz, un deist. La biserică nu mergea deloc. Mama mea se ducea la Paști și la Crăciun, la biserică și gata, atâta. Deci, pentru ei era sănătatea și notele de la școală. Atât. Asta era educația lor, asta îi preocupa pe ei și așa mai departe. Toată problema asta etică a binelui și a răului și cea politică, ideologică, de pildă, sigur, eram încă din copilărie anticomunist, pentru că mulți
din cei din familie, majoritatea, de fapt, a celor masculi fuseseră arestați perioade mai lungi sau mai scurte, unii au fost, au și pierit în temnițe și așa mai departe. Așa că normal că eram contra, dar nu aveam niciun fel de idee minte în capul meu. Dar abia când am ajuns la doctorat în America, am început să citesc o serie de cărți și să spun, stai domnule, trebuie să-mi formez și eu, să-mi cristalizez puțin gândirea politică. Și asta s-a întâmplat de-abia în anii doctoratului în America. După 30 de ani, să zicem, da? Sau în jur de 30 de ani, de atunci am început să îmi constitui un mod de gândire personal. Și asta, să zicem, răspund în felul ăsta indirect, politico-ideologicul s-a legat și de etic, în care am început să iau anumite decizii, îmi spun, stai, asta e rău, asta nu trebuie să fac, și mai departe, asta e bine, dimpotrivă, trebuie să fac lucrul ăsta, și mai departe. A fost bine că v-ați despărțit de România și ați trăit în America și ați continuat aventura intelectuală în America? Da, până la urmă a fost bine, sigur că da, până la urmă a fost bine, pentru că lucrurile s-au petrecut așa. În anii 60, deci imediat după ce am terminat eu facultatea, a fost o perioadă de microliberalizare, să zicem, de măruntă liberalizare. Și atunci, între intelectuali, și eu eram un tânăr intelectual, dar toți cei care sunt numiți șaizeciști, și printre aceștia, de fapt, în mod modest, mă număram și eu. Toți aceștia aveau cumva concepția următoare. Uite, nu ne băgăm în politică, voi, treaba voastră, conduceți și faceți ce vreți, decideți, iar în materie de cultură și de intelect, ne lăsați pe noi în pace să facem treburile noastre. Bun, asta a durat până prin 71. Și în 71 a venit un punct de cotitură în care autoritățile au spus, nu, ne amestecăm și noi, intervenim și aici, noi decidem și mai departe. Ori, în acel moment îți dădeai seama că nu mai poți să mai fii creator, muncitor, să ai o râvnă, să poți să mergi mai departe, nu mai spun că devenea limpede că nu mai ai o deschidere, pur și simplu cărțile necesare, manualele sau studiile respective nu se mai puteau urmări numai din România, era nevoie pentru asta să mergi în altă parte. Astăzi lucrurile stau altfel, dar atunci așa era. Și a început în felul acesta aventura americană. Da. În ce fel v-a schimbat această aventură? Sau în ce fel a creat o ruptură? Sau în ce fel, dimpotrivă, a marcat o continuitate? În primul rând, cum spuneam, din punct de vedere politic, ideologic și etic, asta a fost un punct de cotitură. Dar au mai fost și altele. Acolo am fost silit să fiu mult mai disciplinat în materie de studiu, adică să îmi aleg unul sau două domenii în care să pot să intru în adâncime, să studiez, să formulez lucrurile și așa mai departe. Deci acest lucru a fost extrem de important, această disciplină a studiului pe care numai atât doctoratul în sine, bineînțeles, dar și studiile ulterioare, prezența la conferințe, reacțiile și chiar așa am fost mai extins decât ar fi trebuit, poate, dar totuși am intrat pe o anumită matrice care m-a ținut în frâu. În prima dumneavoastră carte, Calmul valorilor, un titlu așa de frumos,
spuneți aparent fără legătură cu titlul articolului, care era Rostul literaturii, că omul nu își împlinește toate posibilitățile. Ce posibilități ați fi vrut să împliniți și nu le-ați împlinit? Ce ați ales să împliniți și ce ați renunțat? Și la ce ați renunțat? Eu, de pildă, când eram foarte tânăr, parte din ambiția mea era să scriu, să fac un fel de teorie a filozofiei culturii, care să fie foarte fundamentală și așa mai departe. Lucrul ăsta nu s-a realizat și nu se va realiza. Deci, iată un exemplu a lucrurilor care nu s-au... Pe urmă, la un moment dat a fost vorba împreună cu profesorul Keith Hitchens, de care nu știu câte lume știe, e un profesor american, un istoric. Noi ne-am gândit să facem o istorie a literaturii române. Și am și început să o schițăm într-un fel și mai departe. Nu s-a realizat nici lucrul ăsta. Acest om era și este formidabil. E profesor la Universitatea din Illinois și e necăsătorit. Am fost la el acasă. Ne-a găzduit peste noapte. Era și fiul meu de cât de 4-5 ani pe atunci. Așa. Domnule, avea o casă pe 4 niveluri care toate erau umplute de cărți. Iar cărțile acestea erau, în majoritatea lor, erau cărți românești. Erau o bibliotecă românească absolut demențială. Avea, de pildă, convorbiri literare complet. Avea viața românească completă. Eu în România nu mai văzusem așa ceva. Nici măcar la bibliotecile publice, nemite la indivizi. Și avea și bosa cunoașterii limbilor. De pildă, la micul dejun, el era cu o cărticică de gramatică în față, hai să învețe și limba azerbaidjană, limba azeră, în plus, să știe. Țin minte, acum, mai recent, a fost în zona de nord a Irakului, la Kurs, și a ținut niște conferințe acolo. Ultima întrebare, domnule profesor, întrucât timpul nostru a expirat. Îngemănați în personalitatea dumneavoastră două culturi, cultura română și cultura americană, sau cultura anglosaxonă, mai bine zis. Vă simțiți ca aparținând mai mult uneia sau alteia? Și din această dublă perspectivă, venind destul de des în România în ultimii ani, și pe de altă parte, trăind în America în cea mai mare parte a timpului, cum vedeți evoluția civilizației noastre euroatlantice și care sunt riscurile pe care viitorul le prezintă pentru această civilizație? Ce șanse îi dați și mai ales ce șanse dați României în acest viitor? Trebuie să spun că eu sunt destul de rezervat la ora actuală față de această civilizație euroatlantică, așa cum se dezvoltă ea în momentul de față. Deci, nu în tradiția ei plurimilenară din antichitate, ci așa cum este la ora actuală. Deci, aș prefera ca România să se, cultura română, să se structureze și să privească spre propriul ei trecut, mai ales spre secolul XIX, la care eu țin foarte mult, adică în măsura în care mă consider român, la secolul XIX mă gândesc, mai degrabă decât la secolul XX. La secolul XIX, adică mă gândesc la junimism, mă gândesc la școala ardeleană, mă gândesc la lucruri de acest fel. Ele sunt pentru mine sursele și modul în care mă gândesc în... Pentru România, eu consider că cea mai bună șansă ar fi, cum am spus și mai înainte, tocmai să privească spre ceea ce eu consider generația de aur, generația asta mijlocie, de la mijlocul secolului 20, care, după mine,
a fost cea mai meritorie și a propus soluțiile cele mai bune pentru români, în măsura în care românii vor să fie și să aibă și rădăcinile proprii, dar să fie și deschiși spre universul global în care ne aflăm, atunci ar face foarte bine să privească spre acea generație și să caute să o urmeze, să se dezvolte în această direcție. Potrivit cutumei acestor șuiete, domnule profesor, acum cei care sunt în sală pot să pună întrebări. Dacă vor. Fără doar și poate, nu e o constrângere. Da. Da. În 1956, mai exact, da. Din informațiile mele, știu că în acea perioadă, 48-50, a fost asistentă la Catedra de Engleză și regretata Zoe Dumitrescu Bușulenca. Vreau să vă întreb dacă cumva ați fost o profesoară, a fost seminaristă, dacă aveți... Da. Nu era la engleză, ci era la Catedra de Literatură Universală. Era asistent, lector și formă conferențiar și cred că și profesor prim. Da, am luat pe de o parte cursuri de la dânsa, pe de altă parte am fost și apropiați ca persoane, am fost și în vizită de mai multe ori la dânsa acasă, țineam mult la doamna Bușulenga, la doamna Zoe, cum îi spuneam noi, așa. De-abia mai târziu, după plecarea mea în America, s-au petrecut niște conflicte între noi, pe care eu le regret foarte mult. Eu nu cred că eu am fost de vină, dar n-ai importanță, nu căutăm aici vinovații și nevinovații, dar amintirile mele de ansamblu sunt foarte pozitive pentru doamna Zoe. Posibil, dar asta ar fi fost înainte ca eu să devin student. În 56, când am devenit eu student, ea era la Catedra Lovianu, la Universală, da. Deci e foarte posibil să fi fost înainte de asta. O a doua întrebare este legată de o carte pe care l-am citit-o cu mare interes, o carte scrisă de dumneavoastră, este vorba despre îmblânzirea romantismului. Și m-a ajutat foarte mult și în cercetarea pe care eu am desfășurat-o. Și este interesant ce propuneți dumneavoastră acolo, acea împărțire, acea viziune asupra romantismului în romantismul minor, low romanticism, romantismul înalt sau major, high romanticism și romantismul Biedermann. Da. Ar trebui să vă întreb, să ne detaliați pe scurt, cum ați ajuns la premisele scrierii acestei cărți, acestui volum de critică și istorie literară, și dacă credeți că această viziune pe care o dezvoltați în volum s-ar putea aplica într-o mai mică sau mai mare măsură pe fenomenul romantismului românesc. Da. Uite să răspund. În primul rând, această carte în traducere face parte din volumul Trilogia Romantismului, care a fost tocmai scos în seria de la editura Spandugino și care este disponibil, cred că afară aici în hol. Așa, deci este reeditat, ca să zicem așa. Numărul 2, da, cred în continuare, sunt în continuare adeptul acestei teorii dezvoltate acolo.
Cum am ajuns eu la chestiunea cu Biedermeier? Exact prin lucrarea de doctorat și exact prin experiența idilismului organic din Borloven, din mica noastră societate, era pur și simplu extrateritorial, pentru că era în afara lumii comuniste în care, vrând nevrând, trăiam el și mai departe. Deci așa a apărut, așa s-a dezvoltat, așa am citit, diferiți autori care mi se păreau că se potrivesc. Sigur că am fost influențat de specialiști în domeniul Biedermeier, vorbesc de profesorul Friedrich Zelle de la München, pe care l-am cunoscut și personal și cu care am corespondat de multe ori și alții. Așa, de aplicat, da, cred că se poate aplica bine la literatura română. Spun lucrul ăsta și în cartea respectivă, dar poate și mai bine a făcut-o Manolescu. Manolescu a făcut un gest cu totul special. Eu am fost coleg cu Nichi Manolescu, eram în același an. El era la română, eu eram la DAP. Și oarecum a mers el și a făcut cariera lui, eu am făcut-o pe a mea. Ne-am întâlnit prin întâmplare, prin coincidență. Asta era 84 sau așa ceva la Paris. Și cred că atunci i-am dat cartea care tocmai apăruse la editura Universității Harvard din Statele Unite. Și lui a plăcut foarte mult și a făcut un gest de un curaj demențial. Adică a scris în plină perioadă ceaușistă o recenzie la cartea asta. Ori foarte abil scrisă, pentru că nu pomenește pe două pagini în mijlocul României Literare, dar nu pomenește numele meu. Sunt la un moment dat niște inițiale. De ce nu pomenește numele meu? Acum, sigur, pe de o parte ca să se autoprotejeze, dar pe vremea aia cenzura de hotărâse, decretase că un număr de nume de transfugi nu pot să fie pomenite nici măcar la cuvinte încrucișate. Și eu aveam onoarea să nu am voie să fiu pomenit la cuvinte, să nu intru la cuvinte încrucișate. Deci cu atât mai puțin la o recenzie din România Literară. Așa, el a scris însă și eu îi rămân recunoscător pentru curajul care a făcut el asta în miezul perioadei ceaușiste și sub presiunea și amenințarea evenimentelor respective, așa, și în care se referă la modul în care se poate aplica la literatura română. Deci, atât eu, cât și Nichi Manolescu am făcut, mai bine sau mai rău, aceste lucruri. Da. Profesorul Manuel Sever Bănescu, sunt doctorat la facultății de și am două întrebări cu permisiunea mea. Vă rog. V-ați definit ca șaizecist. Bine, imediat m-a dus gândul la, corifei acei generații, la Nichita Stănescu, la Preban, la Matei Călinescu, etc. Și printre altele mi-am adus aminte că erau generație boemă. Dumneavoastră n-ați pomenit în găs, cred că n-ați avut, cum să spun, răgazul într-o oră. Dar n-ați pomenit despre relația dumneavoastră cu boema. Ați avut vreo relație cu boema? Da, sigur că da. Sigur că da. Da. În primul rând, da. Uite, să spun așa, în primul rând, pe atunci se bea foarte mult. Una din chestiile care m-a frapat pe mine în 91, când după 17 ani am luat din nou contactul cu tineri intelectuali și mai departe, este că, dom'le, oamenii ăștia nu beau. Ce se întâmplă? Erau complet diferiți de cei pe care îi cunoscuse. E adevărat că eu eram în coada Plutonului
Noi eram, ăștia erau, știu eu, Fănuș Neagu, Nichita Stănescu, ăștia erau în vârful plutonului în materie de băutură. Dar eu eram mai la coada plutonului, dar, mă rog, totuși făceam parte din această... Sigur, eu eram o figură foarte individualistă, un lucru singuratic și care nu-mi plăcea să intru într-o categorie de acest fel. Și deși eram prieteni și am cunoscut pe practic pe cei mai mulți dintre ei și ne înțelegeam bine, țin minte multe, cu Nichita, de exemplu, pot să spun că am fost prieten, așa, de atei nici nu mai vorbesc, dar bineînțeles că am plecat împreună, aproape simultan, în Statele Unite, așa că inevitabil am rămas prieteni foarte buni. Deci, da, exista și dimensiunea asta. Dar nu simțiți că v-a influențat spiritul voi, profesor? Vezi, și aici răspund în plus la întrebarea pe care a pus-o domnul profesor Stoica, integrarea în societatea americană m-a disciplinat. Mi-a dat palme astfel încât a spus, stai domnule, că până aici merge cât merge, dar mai mult nu merge. Trebuie să, să intri cumva într-o altă matrice. Înțeleg. A doua întrebare. Citindu-vă, înțeleg foarte bine motivele pentru care vă simțiți la distanță de ceea ce numiți spiritul criterionist, căciorate, în fine, naionist, etc. Dar totuși, în mintea sau în mintea noastră, în general, exponentul cel mai proeminent al acelei generații, nici Elia, care nu e, să zic așa, nici atât de fantast și de îndrăzneț în metaforă și în gând precum Cioran. Dar, bun, nu e nici un tip de gânditor cum vă place dumneavoastră, apropo de Leibniz. Dar, totuși, nu găsiți dumneavoastră, cu criteriile dumneavoastră, nu găsiți că, dintre toți, el, totuși, se apropie de ceea ce dumneavoastră ați putea menționa ca model, pentru că el este... Eu am avut plăcerea și onoarea de a-l cunoaște personal pe Mircea Eliade, ca om mi s-a părut extraordinar, adică cu totul de o, extrem de agreabil și simpatic și așa mai departe, ca specialist de asemenea mi se pare extraordinar de serios și de putere. S-a întâmplat că pe mine domeniul său de specializare, acest comparatism al religiilor, nu m-a interesat prea mult, nu m-a atras extraordinar. Îmi dau seama de cunoștințele sale uriașe. Ca autor literar, cele mai multe lucrurile scrise de el nu mi se par prea bune, nu mi se par de mare valoare. Sunt câteva care, într-adevăr, merită atenție, dar ele nu reprezintă majoritatea. Așa. Acum, e interesant de comparat aici, adică folosesc ca termometru pe fiul meu care a studiat filozofia și care știe întrucâtva românește, dar nu prea bine, așa, și care față de România are atitudine așa de superioritate binevoitoare. Nu e nici ostil, nu e nici iubitor așa cu tare. Și dintre diferiții autori, lui plac Cioran și Ionescu. Mi s-au părut mai occidentalizați sau ceva de felul ăsta. Nu știe mai nimic despre Eliade și nu-l interesează, nu știe nimic despre noi ca și nu-l interesează. E ceva destul de interesant, nu? Pentru că, de-aia zic, folosesc ca termometru pentru că cineva neutru, în afara, da.
Da, domnule profesor. Vreau să vă mulțumim foarte mult pentru fascinantă. Eu vă mulțumesc. Cred că pentru mine cel puțin cheia în care descifrează ce a spus este aceasta, că formarea unui intelectual adevărat umanist se face doar în bibliotecă, prin studiu serios al cărții. A spus aici că v-a plăcut să citiți orice ce ați avut în fața voastră. Acum, întrebarea pe care o pun vizează viitorul. Ce șansă dați culturii umaniste în viitor, în mediul academic, într-o civilizație care tinde să depășească, asta o vedem din păcate, cartea ca un obiect cultural. Adică în acest moment în care informația este absorbită în primul rând, ubicul prin internet și prin sursele acestea electronice. Ea este periclitată, nu cape nicio îndoială. Există anumite pericole în privința cărților și în privința, aș adăuga, a existenței universităților în general. Adică se schimbă atât de mult natura universității, a început să se schimbe atât de mult, încât eu cu regret și cu teamă mă gândesc că, cine știe, din fericire eu personal nu o să mai apuc această situație, dar dintre cei de față, majoritatea s-ar putea să o apuce să nu mai existe universității așa, în forma în care le cunoaștem noi. Pe de altă parte, trebuie spus că publicarea și apariția de cărți și tradiția și traducerea lor este, de fapt, spectaculoasă. Este mult mai mare decât era în trecut. Deci ea continuă să existe. Soluția, opțiunea cea bună ar fi ca ele să meargă în paralel. Incontestabil, cantitatea informațională ne copleșește. Este enormă. Este absolut, da, cineva a făcut socoteala că un smartphone, un telefon inteligent la ora actuală, conține acces la un mai mare număr de date decât toate computerele de acum 40 de ani puse cap la cap. Unul pe care îl purtăm în buzunar sau îl ducem. Deci, creșterea asta este exponențială, este enormă și așa mai departe. Că, cum spun, soluția pe care am spera să o vedem ar fi să continue să existe în paralel aceste două linii. Că se va întâmpla așa, că nu se va întâmpla, nu știu. Dacă nu mai sunt alte întrebări, oprim dialogul nostru aici și vă invităm de pe acum, domnule profesor, să reveniți pentru a relua dialogul din punctul în care l-am lăsat. Eu vă mulțumesc, domnule rector, și la toți participanții și, bineînțeles, în primul rând, domnului profesor Stoica.